Bună ziua și bine v-am găsit, sau mai bine spus, bine v-am regăsit pe mulți dintre dumneavoastră. Ne-am văzut ultima dată în 2020 și mă bucur că acum, în 2024, putem spune start unei noi ediții a Festivalului Interjudețean de Dans pentru Copii, Eurodance! Patru ani înseamnă o perioadă destul de lungă în care am așteptat să ne revedem aici pe scenă și să vedem minunatele momente pe care copiii le-au pregătit pentru ziua de astăzi. Ne bucurăm că sunteți din nou alături de noi și sperăm că această ediție, ediția cu numărul 9, să fie una reușită, așa cum au fost toate de până acum. Pentru că fiecare activitate este susținută și organizată de o echipă care cu sârg a pus la punct toate detaliile zilei de astăzi, vă aducem în atenție organizatorii și partenerii acestei minunate activități, concursul interjudețean de dans pentru copii, Eurodance, ediția cu numărul 9. Festivalul Interjudețean de Dans pentru Copii, Eurodance, este organizat de Liceul Teoretic Traian Lalescu. Încurajări pentru echipa, așa, prin aplauze și vă mulțumim, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Ilfov. Primăria și Consiliul Local Brănești. Și Asociația de Părinți Traian Lalescu. Dar înainte de a trece la următoarele momente, vreau să mulțumim gazdei noastre și anume Casei de Cultură Mihai Eminescu din orașul Bragadiru, care face doamnei director, de asemenea, care este astăzi alături de noi. Și nu în ultimul rând, important pentru noi și mulțumim pentru prezență domnului primar Gabriel Luculescu, care prin amabilitatea dumnealui a acceptat desfășurarea concursului astăzi în această minunată locație. Mulțumim tare mult și salutăm prezența dumneavoastră alături de noi. Ei, după cum vedeți, nu sunt singur pe scenă astăzi. Adriana este alături de mine. Adriana, ai legătura. Bună ziua, doamnelor și domnilor, și cel mai important, bună ziua, dragi participanți! Mă bucur tare mult să văd atâtea fețe, atât cunoscute cât și văzute la prima oară. Și ce mi-aș dori în această zi, să reamintim și sponsorii care sunt alături de noi la acest eveniment. Primăria și Consiliul Local Brănești, județul Ilfov, Asociația de Părinți Traian Lalescu și Creativ Gift. Haideți să o aplaudăm pe Adriana. Are emoții, este prima dată pe scenă. Adriana, mulțumesc că ești alături de noi astăzi. Să știți că cea mai grea misiune a zilei de astăzi este pe umerii juriului. Juriul de astăzi are o misiune foarte dificilă, ca de fiecare dată. Haideți să vedem care sunt membrii juriului ediției cu numărul 9 a Festivalului Interjudețean de Dans pentru Copii, Eurodance. Diana Radustan. Bine ați venit și mulțumesc pentru prezență. Director al Casei de Cultură Mihai Eminescu din Bragadiru și, foarte important, actriță la Teatrul de Revistă Constantin Tănase din București. Andreea
Valentina Oprea. Instructor de dans la David Dans București. Maricela Alexa. Instructor de dans la ACS Bum Bum Pantelimon. Diana Radu. De asemenea, instructor de dans, mulțumim pentru prezență. Corvin Constantinescu. Instructor de dans la școala gimnazială Anton Pan din Voluntari. Mulțumim! Ilie Garaș. Interpret de muzică populară și pasionat de dans. Mulțumim pentru prezență. Dumitru Dan Nicolau. Director al Liceului Teoretic Traian Lalescu Brănești și în această zi președintele juriului, foarte important, fără drept de vot. Mulțumim tuturor pentru prezență. Tot ce se va întâmpla din punct de vedere al momentelor de dans prezentate aici pe scena celei de-a noua ediție a Festivalului Interjudețean de Dans pentru Copii Euromusic. Toate aceste momente vor trece prin filtrul specialiștilor din juriul de astăzi. Mulțumim și sper să aveți energie, iar momentele să fie absolut minunat, astfel încât să vă pună cumva în dificultate la momentul jurizării. Haideți să-i aplaudăm încă o dată pentru că membrii juriului au, așa cum am amintit, cea mai dificilă sarcină. Ei, Adriana, să știi că avem un desfășurător impresionant și aș vrea să mai spunem publicului câteva detalii, dar nu știu cum este la tine, însă din desfășurătorul meu lipsesc niște pagini. Nici la mine nu regăsesc aceste detalii, deci cred că avem nevoie de puțin ajutor. De acord cu tine, asta înseamnă că trebuie să predăm ștafeta și noi la un moment dat, astfel încât mai avem o pereche de tinere speranțe, ca să zic așa. Invităm în scenă pe Mara și pe Mihai. În aplauzele dumneavoastră. Pentru că la un moment dat o să fie mult pentru noi. Și o să trebuiască să stăm în culise. Adriana, avem alături de noi acești doi tineri minunați care la un moment dat vor prelua ștafeta. Și cred eu că informațiile care ne lipsesc nouă din desfășurător se află la cei doi. Mara, ce ne spui astăzi? Bună ziua, bine v-am găsit! Astăzi sunt patru secțiuni. Acestea sunt dans model, dans de caracter, dans popular și majorete. Dar să nu uităm că sunt și trei categorii de vârstă. Mihai, poți să ne spui care sunt acestea? Bună ziua, sigur, cele trei categorii de vârstă sunt 6-10 ani, 11-14 ani, respectiv 15-18 ani. Să ne aplaudăm pe toți! Să ne urăm succes! Și să ne îndreptăm cu pași repede spre prima secțiune a ediției cu numărul 9 Eurodance. Cine sparge gheața? Adriana? Prima secțiune a concursului de astăzi este secțiunea Dans Modern, 6-10 ani. Iar primele